În Liga a doua din Anglia, în Championship, adică Fulham dă piept cu cei de la Hull, unui și cel puțin două goluri, o cotă de 1.39. Da, la oarte, antrenorul Sluskin, rusul Sluskin, nimeni nu contestă valoarea acestea, dar ca să debutezi ca antrenor la 46 de ani într-un campionat străin, nu să debutezi, să treci pentru prima oară din țară, într-o ligă atât de dificilă precum Championship, eu cred că este o decizie foarte proastă celor de la Hull. Anglia, National League, Darlington United of Manchester, Andrei marchează 1.49. Încă un pont din Cupa Australiei, Heidelberg cu Adelaide United, 2 solid, cota 1.57, Adelaide echipă de primă ligă. Youth League, UEFA, bineînțeles, Tottenham sub 19, Dortmund sub 19, peste 2.5 goluri, cota 1.37. Așa. Real Madrid, Apoel, peste 3.5 goluri, aceeași categorie de vârstă. Sunt cluburi cu academii extrem de puternice, rivalitățile există încă de acum, partide în care se marchează foarte mult și ne așteptăm la spectacol. Și ajungem în Danemarca, spunea un telespectator de-a nostru mai devreme, de Vibor Vuveile, care pare meciul zilei. Noi pariem pe 2-4 goluri la o cotă de 1.44 și tot din Danemarca avem la schive cu Frederice, ambele marchează pentru o cotă de 1.33. Gazele marchează 1.33. Bun, Sabin, dăm voie să-ți mai citesc câteva mesaje, pentru că, uite, pagina noastră de Facebook e în continuare plină și salut pe prietenii noștri, pe toți cei care ne-au scris. Luc Zaeț, Porto 1 solis, Liverpool 2-4 goluri, Real 1 și cel puțin 3 goluri. Sau Real peste 7.5 corne. Uite, un pariu interesant. Napoli câștigă minim o repriză. Ionuț, Robert Pavel X2 la meciul lui Monaco. Silviu Codrean, Leipzig, Monaco. Oaspeții marchează cel puțin două goluri. Foarte bun pariu dacă ar fi să merge pe Monaco, așa cum spuneți voi, Sabine. Și Andrei Paul, Tottenham, cel puțin 2.5 goluri în meci. Rămâne de văzut. Prieteni, ne vedem mâine la ora 16 cu emisiunea 11 metri și apoi din nou la ora 24 cu un pont pe zi. O noapte liniștită, baftă la pariuri! Acest program v-a fost oferit de Unibet, de la jucători pentru